Emmy am continuat cititul, dar nu mai am decât două pagini, dar m-am oprit să fac această înregistrare pentru tine, pentru că am găsit ceva foarte, foarte frumos aici, vreau să spun. Deci, spune că când a plecat în Franța, în excursie, în vacanță, după ce avea să stea probabil în Franța, în vacanță când trebuia să-și dea examene, a trebuit să se întoarcă să-și dea examene, cred, deci, cum să zic, nu i-a spus sorei lui, știi, Dorothy, și ea trebuie să facă față familiei, unchilor, că zic că ce-i cu copilul ăsta, uite, pleacă așa, nu? Și tocmai în Franța, în Alpi. Dar zice că ce s-a întâmplat? În anul al doilea, unchiul, unul din unchi, s-a căsătorit cu cineva și s-a dus într-o zonă apropiată de unde era William, la Cambridge, s-a dus la Norfolk și a chemat-o pe Dorothy, care era soră mai mică decât William, să fie intendentă la casă. Și William i-a vizitat, erau foarte apropiați, mai ales că William cu Dorothy erau dintre frați cei mai apropiați, că erau patru frați. Unul era poet sau avocat, cel era la Londra, altul era marinar și altul ce mai a fost și ăsta era student și poet. Și e ceva foarte, foarte interesant, numai să vezi ce zici. La început l-au vizitat ei odată pe William la Cambridge, el a arătat pe acolo și apoi zice: "Later on, he went to visit them in Norfolk, but it was by this time that his uncle was beginning to realize that William was not going to be the scholar he'd expected. Dorothy and William went for long walks up and down the huge garden of vicarage, discussing their idealistic plans for the future, their worries about the Lothars and about whether they would ever get their rightful inheritance." Lothar era o mare familie nobiliară care ne-a norocit de la pe părinții lor și trebuie să fie. Că, în fine, erau oameni foarte puternici și foarte răi, un fel de Ken de fi. Dorothy loved such visits, but eventually her uncle made it clear that William was no longer a welcome visitor. Și acum vreau să citesc un scurt paragraf să știu. Ce... Dorothy made her home with her uncle și zice mai departe: "Williams and Dorothy joined fantasy at a time which și mai ales zice că William era considerat a bad influence, an undesirable influence on young Dorothy. Williams and Dorothy joined fantasy at a time which they discussed together and which Dorothy continually mentioned in letters to her close friends, was that one day they would set up house together, sharing life in a beautiful village, Grasmere is mentioned as one possibility, and be happy ever after, just the two of them." Ce e aici? Trebuie să citești, trebuie să știi, trebuie să... Deci, are el poezia Tintin Abbey, am tradus poezia care se referă, este exact despre sora lui. Deci, ei erau orfani. Ei au fost ca și copiii ăia, dinozauri, din desenele alea cu frunza, știi? Cu Littlefoot. Și astfel, ei toată viața, cei cinci frați, s-au stăduit să fie strânși unul de altul. Știi? Deși Dorothy, nu știu, 7 ani sau cât a stat în altă parte la bunici și ei erau așa, după aia acum unii plecaseră și rămăseseră ei doi care fuseseră cei mai apropiați, William și Dorothy. Și cumva, în plan psihologicește, nevoia de părinți, de familie, a unor copii care nu au așa ceva. De aceea este mult mai ușor să ții copii orfani în instituții
orfelinat decât să-i dai altor oameni, pentru că, mai ales dacă sunt cu frați, dacă sunt, este foarte greu. Și nu zic că e unul ușor, înțeles, este foarte greu, dar aceasta se vede în viața acestor două suflete alese, știi? Nevoia de unor părinți pe care poate nici nu i-au cunoscut. Sau... Mi se pare că mama lui Wadsworth a murit când el avea 8 ani. Aceasta vreau să citesc și este, mai citesc o dată paragraful acela, ca să vezi ce vise pot să aibă unii oameni. Și în același timp spune că Dorothy, ca și fată, o femeie sau ce era ea, nu avea ca posibilități în viață decât să muncească, probabil intendent sau ceva, să se mărite, să stea cu unul din frații ei. Deci, vezi cât poate să facă un frate. Uite, Williams and Dorothy's joint, adică împreună, fantasy at that time, which they discussed together and which Dorothy continually mentioned in letters to her close friends, was that one day they would set up house together, sharing life in a beautiful village, Grassmere is mentioned as one possibility, and be happy ever after, just the two of them. Deci asta te face cumva să te gândești la de ce este Wordsworth de fapt așa mare. Wordsworth este înainte de a fi un poet, este un om pentru care religia, întâi de toate, înseamnă împăcarea cu familia care mai e și reverența și împăcarea cu cei care s-au dus, părinții și astfel, și chiar și cu unchii aceia și cu oamenii răi. Deci nu poți să scrii o poezie de milă sau de iubire de poporul tău dacă la început, dacă nu îți și iubești familia ta, dacă nu-i ajuți. Ce compasiune poți să ai de un străin dacă nu simți de iubire pentru fratele tău?